România se izbește de tot mai multe refuzuri referitoare la aderarea la spațiul Schengen. Recent și ministrul de interne din Austria și-a exprimat opoziția cu privire la aderare. Analistul politic Alex Todericiu este de părere că atitudinea oficialilor austrieci nu este de condamnat. Politică este vorba de două teste. Dăm ca să-ți dau. Așa se întâmplă din totdeauna și de mult timp. Astfel, nu putem vorbi de un șantaj, putem vorbi în mai mare măsură de un joc de poker care se joacă pe mai multe mâini, de real politicul austriac, ceea ce nu le putem reproșa neapărat austriecilor, chiar dacă nu ne place, chiar dacă ne simțim noi românii dezamăgiți de oportunismul acesta politic. Se mai întâmplă chiar și pe la noi. Nu doar în Austria. Ministrul de interne din Austria susține că întreg sistemul Schengen este disfuncțional. Astfel, o extindere a spațiului de liberă circulație nu ar fi o decizie tocmai inspirată. Refuzul e unul destul de surprinzător în contextul în care, în urmă cu doar câteva luni, Austria nu avea nimic împotrivă cu aderarea altor țări la Schengen. Țările susținătoare vor discuta cu ministrul de interne al Austriei tocmai în speranța de a-i schimba decizia. Ministrul austriac a avut o discuție astăzi despre care presa austriacă face referire cu ministra germană Nancy Faeser și cu omologul cec Vit Rakujan și vor face o așa zisă task force, adică o grupă care vor să grăbească lucrurile. Acum sperăm să le grăbească în sensul rezolvării corecte și pentru noi. Până în acest moment, Olanda a refuzat aderarea României, iar Suedia este destul de reticentă în legătură cu acest aspect. Votul decisiv se va da în data de 8 decembrie. Alături de România și Croația, împreună cu Bulgaria, așteaptă o decizie.